Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou episod din The Crew de pe acest canal. Astăzi avem un felul următor: una bucată Suzuki GSX-R de 1000RR și un Jaguar F-Type. Un Jaguar F-Type Dacă oricum. SVR. Deci nu o să joc eu cu ăsta, cu Suzuki. Zi-mi întâi cât ai top speed-ul la acea mașină. Top speed-ul e de 328. Da, și cât ai? 600 capitere. 600, așa că eu o să-mi iau acest BMW S1000RR, care are un top speed de 313 și 238 de cai. Practic ar trebui să te fac, mai ales în curbe, deoarece am motor, știi? Și motorul poți să vedeți. Da, adevărat, depinde skill-ul. Am mai filmat noi un episod înainte, acum nu știu care o să apară primul. Ori ăsta, ori celălalt, o să vedeți voi. Oricum, o să vedeți atunci când apar pe canal. În fine, nu uitați să apăsați acolo butonul de like. Înainte de toate, dați și voi niște sugestii acolo în comentarii. Întâi, ce mai vreți să vedeți în The Crew 2? Ce mașină versus ce mașină? Sau motor cu o mașină? Sau motor versus motor? Nu știu. Și lăsați, sau niște provocări, de ce nu? Facem ceva, nu știu, niște joculețe în el. Sau ce jocuri mai vreți voi pe canal? Și lăsați-mi părerea voastră și niște sugestii acolo în comentarii și na. Ești gata, Sebi? Da, da. Hai să ne aliniem. Am emoții. Gata? Asta vreau să mă bag for sport, neapărat. Gata? Mă bag tort că era. Da, da, sunt gata. Opa. Hai, simt, hai, hai că mă duc în față, greșel. Nu mai nimeream frână. Bă, pe ce-i frână? 3 Stai. 2 3 Stai să mă îndrept și eu, vină ca. Așa. 3 2 1 și oh, am plecat pe sine într-o roată. Ai furat și volane. Păi am zis la și. Dacă ești ud pe jos, îți dai seama? Hai, asta dacă ar fi ră. Păi. Aia acum. Aia acum, aici trebuie să ai skill calme, avere. Tu ca mașină, eu pentru mine mai ușor. No, n-am șans. N-ai? Nu. Hai că trebuie să mă greșesc eu pe undeva. Deci o să fie cursa în două lepuri cum ar veni. Lep 1 la semigiratoriu. Și după aceea ne o luăm pe partea cealaltă, mai este o parte. Bă, ești aproape de mine? Am crezut că te-am auzit aproape. Hai, vere, vii. Fuck, băi, tu știi cum te duci? Știu, dar și tu vii, te apropii de tot de tare. E bine. Nu glumești. Într-o roată, vere? Nu, m-am bușit. Ai bușit, e clar. Eu era să mă dau peste cap, că m-am dat mărit într-o roată. Ce că tu faci o greșeală, uite că am făcut eu. Bă, ce știe când intru și eu în ceva și faci vin urmă? Mamă, ce intra în măștru mașină. Hai că vine locul drept cât de cât, trebuia cea aia poți să mă ajungi. Hai că nu-i dau cu top speed. Îți dau șanse. 8 metri. Ce faci? Îți dau șanse. Că nu-i dau cu top speed, cu ăsta cu nitro eu. Mamă, vii? Am picat. Mamă, ce vine în față. Mamă, serios? Da, frate. Cam easy pentru mine, nu știu cum să zic. Kamikaze, ne? Runda, da, rău de tot, runda asta nu prea ai fost pe tine așa. Oh, iată-mi ce curbe sunt aici, vere. Eu chiar aș vrea să văd. Hai că ajungi tu acum. Opa, opa, opa. Mamă, e departe rău. Mamă, stai că mă uitam în spate. Nu te mai văd, vere. Tu, gen, îi dai tare sau? Mergi cu spatele. Îi dau tare, frate. Cât ai la oră? 180. Am mai curbe. Ai ajuns la curbele alea? Ce? Să la pot. Mamă, de-abia acolo? Oleleo. De prima rundă tu câștig lejer. Opa, opa. Hai, stai că merg cu peretele eu. Opa, stai că l-au tot roata al meu. Bine! Și dă-te al meu să rici într-o roată. Hai, cam la viteză. Oh. Vezi că vin curbele alea acolo, te încetinez grav. Opa, opa, opa. Haide. Aoleu, ce vine. Asta mi-a dat să rici într-o roată în curbe, nu? Tot tare.
dacă accelerezi, știi? Mamă, chiar fi morzonat să fi fost un fel de playseat, cum ar fi ăla cu volan, așa, să fie... Știi cum sunt alea în satul de vacanță, motoarele alea care trage stânga-dreapta, așa? Ai un de la casă, da, știi? Să da, poți da. Să-l conectezi, să poți să-l conectezi la... Ăsta, la... Mamă, cum la ar fi? Ar fi genial, mă jur. Genial. Bără, există așa ceva, oare? Nu cred, doar să-l faci tu, dar... Yep, să-l faci, cred că e greu rău de tot. Știu. Mamă, ce mă dar m-au citinit curbele astea, veneam da. Repede. Ușor, tăndișor, încet. Ai câștigat runda asta. Bă, mai am 5 km, cât mai? Ce? Cât kilometri mai? Mai am vreun 8. Mai am 5, hai că nu știu ce departe. Mamă, seara sunt noapte. Seara! Mă, ce apus frumos. Dar mă țin bine cu bine. Bere, ce ca lumea. Te fii bine? Și eu mă țin bine, rău de tot. Eu te ai cred că ai motor. Eu ți-am zis că e greu să mă faci cu motorul. A, adevărat. Mamă, ce se duce. Când opa, mai... De? Mai am 3 km. Nu? 7. Dau de linie dreaptă, bă. 7 mai ai? What? Cum n-ai, bă? Ce greu. M-am încetinit. Uuu, n-am văzut. De... Eram atent la apusul ăla și am intrat fix într-o balustradă. Hai într-o roată! Opa! Mă duc tare, tântișor aici, în linie dreaptă. Mai am un kilometru, e papa. E papa, tântișor. Am 3 km de mine ești. Am 300. Da. Dar te-ai dus tu. Am dus, mai ales aici linie dreaptă, vere. A. Oh, dacă vine linie dreaptă, e clar. E, cam altă. De... Cam ai jos? Da. Primul e câștigător. Ce pai? Alege ruta ce-am păi, trebuit. Păi, o ai selectată pe asta deja? Știi unde trebuie să ajungi? Ia stai să văd unde ești, așa. Ești veri. A, păi eu ții în față, mă. Imea, cum ești de acolo din curbe, mă. Hai că treci cu viteză așa în curbele alea. Ești din curbe frumos și o ții doar înainte după. După șosea. Alt drum. Nu faci stânga, nu faci dreapta, nimic. Ok. Sau hai că ți-l las, nu, încă ți-l las, sau, a, stai că nu mai e. A, de fapt nu mai e, stai. Imediat vin, imediat te ajung. Stai că spun aici, hai că am putut ruta așa. Hai că, a tine arată bine, nu? Stai că nu pot să văd. Când ai, uite avion. Așa, dă-i tare așa. Oh, vezi că e... Bun, și da, am văzut. Parapet? Îi dai înainte, mamă, noi prin parapete mergi. Ia să curăț să dau poza automat așa, te văd. Uite-l! Ha-ha! Ești maker! Uite-l pe al meu ce-i dă! Mă uit pe mama, pe tine! Ha-ha! Ba, da. Te-ai dus! Te-ai dus, vere! Aici m-am dus! Stânga! Așa! Hai, calcu! Aici e linie dreaptă! Mamă, mă duc eu mai tare cu ăsta! Hai! Facem vin, trecere! Vin. L-am luat! Hai că mai e puțin. Hai. Da, mă, băieți. Da. Nu știu, o să încercăm cam în fiecare episod să găsim rute diferite, să încercăm să le combinăm. Mi-a sărut o coprioară în față. Serios? Da. Lăsați și voi acolo sugestii, în comentarii ce... Deci clipul ăsta lăsați o grămadă de sugestii, mă jur. Ce... Între ce vreți următorul episod, nu știu. Ce doriți să vedeți? Următoarea rundă e... Partea asta la altă. Ha? Aici, la capătul ăsta. Mamă, nu văd nimic. De ceață. Da. Aici, nu? E la munte. Fix aici. Bun. Gata, am pus. Ești gata? Dă-i înainte. Pleacă. Hai. Ai plecat? Păi, spate. Dă-i, pleacă. Nu, dă-i pe aici. O să schimbe.
pe unde? Ah, ok. What the fuck, ne-a dat ăla în spate. A, mă, se schimbă și nouă sau sal? Da, ia, oprește puțin. Nu, oprește, 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 oprește. Vino înapoi la mine. Mergem pe aici, fix la mine și să-l pun eu altul. L-a put, s-a iurea rău de tot. Sau, a, nu mă. Așa se văd. A, nu mă, e bine, dar putem să ieșim și pe partea asta, mă. Să fac. Care? Tot. Hai să pun altă waypoint. Păi nu se schimbă? Nu, nu se schimbă. Pun fix aici în capăt. Ia, s-a schimbat? Nu. După acolo? Da. Dă-i în față, atunci. Lasă. O drumă. Deci, uite-te pe mapă să vezi unde iese. Uite-te după mapă ca să știi. Te-ai uitat? Știi, da? Uite-te încă o dată și fix acolo. Deci o să te intersectezi cu asta, cu waypoint-ul de acolo în pace. A, așa păi, a, ok, ok, ok. Deci eu am văzut, și da? O bag la stângă, nu? Da, 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 e exact. Ești gata? Dă-i înainte, pleacă tu. Hai, te las în pace, hai. Ei, 2, 1 și hai că vin. După, mie că nu te mai ajung, ver. E ploaie, pentru tine e la sol. Băi, nu cred că contează așa mult în joc. Bă, ce-i cum mă intra printre ea? Intra kamikaze? Da. Mamă, și cine a la mine? Uuu, m-a luat după tine. Uite cum îmi patinează mașina, frate. E cine a la mine, nu văd mai nimic de la ploaia asta. Uuu, fix în camion. Hai că am șanse, hai că am șanse. Asta s-ar putea fie meciul tău. Ia, este egal oare? Nu, cum a sărit? Bă, te duci direct așa, ia-o pe șasea vere, nu la și eu vreun. Ia-o și pe, ia-o doar pe șasea. A, ok. Nu trebuie să ai din drum. O tăie, mă. Baftă, bere! Mamă, ce-am sărit. Mamă, ai grijă. Vezi că vine curbă mare. Mamă, ce era să intri mine, mamă, la milimetri este cu curul pe lângă. Văzut. Copac! Am intrat în copac. A revenit. Sunt pe zonă. Am luat lateral, atât. Tinte bine că vin, tinte bine. Aici, sunt lângă. Pun presiune pe tine. Haide. Am. Aici. Dacă te greșești ești tu. Lasă-o greșești. Tu stai eu. Hai. Mamă, am intrat de tine. Mamă, cum te-am văzut? Hai, și tu erai fiind drimit. Oh, ce mă duc. Ce era să iau mașina aia. Vezi că vine o curbă mare. Mama, ai luat-o pe aia. Ai luat copacul, este? Este. Jackpot. 50 de puncte. Nu-i copacul. Hai, veri. Fuck, nu. Opa. Ce ai făcut, mă, iar? Am plecat. Vedem drift cu motorul. Nu. Am dus. Hai, că m-am dus și eu. Ai mult la mine? Pe la mine? Stai că încerc să vin. Gata. Hai că mai revin. Opa. Mamă, iar curbele astea. Opa, mamă, ce-mi fură de fur. Ei. Ușor. Într-o roată! Mamă. Wow, ce urât face de punct. Hai că nu, n-am intrat nimic de cald. Haide. Cât ai pe la mine? Trebuie să faci tu ceva, n-are cum să nu faci nimic. Ue, mă, că ești cu motor, eu sunt pe teritoriul meu aici cu motorul. Vai noroc, mă, ai motor. Dar că fură uneori de fund așa. Mamă, și să facem episodul următor? Am o idee, deci. M-am dus, veri. Da, haide. M-am dus rău de tot. Îl văd pe mapă, Ești la 1 km. Da, e ușor. Mamă, știi cum am sărit? Aolo. Păi, tu știi cum am sărit eu? Pe o piatră, știi? Am luat o piatră, micuță. Am sărit în sus, știi că s-a avion. Eu undita mai valea mâncat aici, kamikaze. Cred. Geronimo eram acolo, știi? Mamă, ce curbe.
Or. Hai. E departe? Cât ai pe la mine? 700 de metri. Mamă, se apropie și-au. Cam aproape, da. E cam de aia. Eu mi-a sărit în față. Aha, ghinios, vezi? Karma, ai făcut ceva. Ai trișat cu ceva, că nu am cum să te văd. N-am trișat cu nimic, că e de atunci când am trișat cu piatra, știi? Când am tăiat din drum. Da, bine, vezi, karma. Păi, ne-ai văzut atunci? Nu te-am. Era la început. A, acolo când ai dat pe... Da, da, da. Probabil, am vezi? Am tăiat drum, bă. Mamă, ce opa, opa. Tir am luat în față. Lulu, din boschiță aia eu cu motorul, e mult. Am ușor. Bine rău în curbă, bine rău am intrat, mă, aici. Ce ai, ce ai, ce ai? Îți dai seama cu motorul ăla, dai seama că intri bine în curbe. Da, la, se lasă și bine, mă. Bine, iar. Iar e bine. Forță, forțini. M-am îndepărtat tare rău, zic, da? Ce? Stai am să văd. M-am îndepărtat tare rău. Stai că nu văd unde... Stai așa că-s concent. Ce fac? A, bă, asta a fost mai greu traseul ăsta, față de celor. Da, foarte bă, multe, greu. Mai aș mai sărit de... tirul ăla în față. Mamă, ce m-am speriat! Mare căprioare ce mi-a ieșit în față, mamă, ce m-am speriat! Ce ți-a ieșit? Mare căprioară. A, căprioară la fel. Am vrut să mă feresc eu de ea, știi? Nu știam cum mă dau. Știu și eu la fel. Îmi venea sar de pe scaun. Mă jur. Mai ales cu motorul, e altfel, o vezi mai aproape, știi? Mamă, ce curbe! Bine, rău. Asta sunt curbe pentru motor, neapărat. Adevărat, zic. Ușor. Mașini off-road, nu? Dar pentru curse, nu-i nici da, da. Deci, mă gândeam, următorul episod, fii atent. Jeepuri. Și să căutăm un traseu de off-road. Da, și să facem cu ele. Vedeți-mi care sunt mai bune pe off-road. Din care fac față. Diferența, știi? Da. Am ajuns. Mașină off-road. Jeep vrei să pui mașină off-road, nu? Da, da, Jeep, off-road, orice. În tot ce ține, okay. Gen Jeep-uri, gen sau SUV-uri în mare parte, știi? Dar ești pe aici, la mama aia, în curte. La fermă. Am ajuns, vere. Da, ușor. Nu știu. Ziceți și voi. E vorba că am avut eu motor și am avut un mare avantaj și asta aș crede și eu. Fiindcă mașina e mai greu, mai ales prin curbele alea. Dar, practic, tu cât aveai tot speed-ul aia? Top speed-ul 328, parcă. Practic, mai mult top speed și cât ai? 600. 600, 200 ai mei, se zice că echivalentul ai mei sunt 200, sunt cu ai tăi, dar totuși. Mașina e mai grea, motorul e mai ușor. E vorba că ai greșit tu foarte mult acolo, nu știu. E vorba că ai greșit foarte mult. Ai intrat. Unde? Parapeții. Păi da, vreau să te depășesc. Erai prea acolo, știi, și vezi? Era presiunea aia că vrei, bam, îl fac, îl fac, știi? Hai, du, bam, hai, că... Da. Păi băieți, cam atât a fost și cu acest episod, nu știu, sper că v-a plăcut. Lăsați-ți acolo, nu uitați să lăsați în secțiunea de comentarii niște sugestii și ne auzim data viitoare. Pa, pa!